Bună, dragi prieteni! O nouă zi, o nouă rețetă. După cum bine știți, fiecare este stăpân în bucătăria sa. Face după cum îl duce mintea și capul. Inventați rețete, nu inventați, sunt câțiva pași simpli care trebuie respectați și mâncarea sigur o să iasă gustoasă. Pentru astăzi am pregătit orez cu legume pentru că ne-am săturat de atâta carne. Haideți să vedeți cum prepar eu acest orez. Haideți! Pentru început am pus pe foc o oală în care am pus apă, sare și las la clocotit. Când apa a clocotit, adaug două pungi în acestea de orez prefiert și le las 15 minute să fiarbă. Între timp mi-am pus ceaunul pe foc, în el voi adăuga puțin ulei, așa. Când uleiul meu s-a încălzit, voi pune peste 450 grame de ciuperci tăiate, congelate. Le răsturn pe toate aici și amestec puțin. Așa. Ciupercile mele au început să se dezghețe. Acum este momentul să adaug mixul acesta de legume format din porumb, păstăi, ardei, gras roșu tăiat, morcov. Iau și le pun pe toate în oală, să se înmoaie și să dezghețe toate, să se gătească. Amestec. Așa arată până acum. Între timp, într-un vas, voi pune o linguriță de sare, jumătate de linguriță de piper, jumătate de linguriță de boia dulce, aromată, și un vârf de linguriță de curry. Așa. Și amestec aceste ingrediente. Iar când în oala mea începe să fiarbă așa, voi adăuga acest mix și voi amesteca. Tot acum voi adăuga și puțin sos de soia peste. Și amestec. Între timp orezul nostru este gata. Îl scot. L-am desfăcut din pungi și l-am pus într-o tigăiță. Îl las deoparte până când o să am nevoie de el. Mai departe am tăiat feliuțe, rondele, un praz mediu. În ceaun zeama a scăzut și acum încep să se prăjească, iar peste ele voi adăuga prazul și amestec. Amestec bine, bine. Uitați ce simfonie de culori! Acum voi gusta să văd dacă legumele sunt făcute. Dacă nu sunt făcute, mai adaug o lingură de zeamă de la orezul în care a fiert. Și amestec. Mai las câteva minute. Când legumele noastre sunt al dente, punem orezul peste și amestecăm. Acum e momentul să gustăm de sare. Dacă gustul este cel dorit de dumneavoastră, eu am mai pus puțin sos de soia. Dacă gustul s-a apropiat de ceea ce doriți dumneavoastră, stingeți aragazul. Am oprit aragazul, aștept să se răcească cam 5-10 minute, apoi îl voi servi cu mare poftă, că de carne ne-am cam săturat. Orez cu legume. Yummy! Dragi prieteni, pe data viitoare, la rețeta următoare. Poftă bună! Pupici! Pa!